Ah. Uh. Problema foarte mare legată de bărbați este stigma față de a recunoaște că tu ești vulnerabil. Bărbatul nu poate să depinde la lider în familie dacă el nu poate asigura familia. La terapie am început să studiem ce înseamnă emoția X. Bărbatul trebuie să fie puternic. Tu trebuie să te dezvolți ca să devii puternic. Și bărbații sunt destul de discriminați. Ca să simți cât discriminat e bărbatul, încearcă să divorțeze. Bărbatul este greu să cunoască că ei tot pot fi slabi. Cărărușă, cărărușă Du-mă drept până la ușă, du-mă dră până la ușă Eu mă numesc Nicolas, am 19 ani, sunt uh, un activist și, să spunem așa, apăr drepturile omului Salutări, sunt Valeriu Zaporojan, am 42 de ani și sunt tata unui băiat de aproape 16 ani Mă numesc uh, Evgenii Camiciuc, am 36 de ani sunt specialist în domeniul climei și energiei durabile. Mă numesc Mihail Ceban, sunt om de afaceri și maratonist. Mă numesc Mihail Nesteriuc, eu sunt student la Facultatea de Jurnalism și la Facultatea de Arte Frumoase din Universitatea de Stat din Moldova. Sunt Nathaniel Kowalski, am 28 de ani și sunt expert și fotograf în modă. Eu am făcut un mini-research despre masculinitate și cum ea a evoluat. Și de fapt, noi nu prea știm despre masculinitate. S-a studiat foarte mult a, feminism, dar masculinitatea nu. Ceea ce am citit din istorie, conceptul este de masculinitate, el, el e concept, da? În capurile noastre, în societate, da? Prin care se setează anumite roluri. Da, pentru femei feminitatea și pentru mascul masculinitatea. Sigur, este și aspectul fizic, că băbații au mai mare testosteron și chimic ei, ei sunt predispuși spre alt comportament. Din copilărie, pasionat de modă, era revista Burda care noi toți urmăream și mama atunci cosea haine la comandă mai mult pentru că nu găseai haine în comerț decente, dar mai găseam și bucăți de stofe din stofe naturale care Aveau vecină etajul 4, ne trăiam pe Dimoș, era vecină la etajul 4, doamna Oxana, probabil nu mai țin cum o chema, dar ea costea mult hani. și și atunci ori mergeam la ea și mama și costea acolo hani și eram inspirat de acest proces, cum se inspiră, cum scot le cale, cum tai stofa, cum croiește și așa mai departe, era tare interesant pentru mine. Am simțit că pot lucra în calitate de stilist când eram chiar mic copil. Țin minte, erau păpușe să din hârtie care trebuiau tăiate și hanele tot tăiate, decupate și îmbrăcate. Până noi, deși farmele în pod la bunica, tăiam păpuși când mergeam la piață și cumpăram reviste de astea foarte mult. Chiar strângeam bani, bunica mi-a 5 lei pe zi, astea erau foarte mulți bani atunci. Și noi ori cumpăram kinder, ori cumpăram reviste de genul dat. Și iată tăiam hainele și le asortam pe păpușii astea din hârtie. Și așa noi am ajuns să, sortez atunci, să înțeleg ceva să se combină și am viziuni bune în chestia asta. În viața de zi cu zi, eu nu spun că sunt transgen, adică eu doresc să fiu văzut pur și simplu ca un băiat. Dar să spunem așa, eu cred că asemenea multor persoane transgen, eu am simțit asta din copilărie, însă nu am avut terminologia și de asemenea era o mare stigmă în jurul persoanelor queer pe general, dar de asemenea persoanelor transgen, deoarece încă dacă este ok cumva să te naști cu un gen și pur și simplu să-ți placă persoanele de celălalt gen, să te naști cu un alt gen decât sexul atribuit la naștere este o noutate sau este ceva văzut greșit sau ceva de genul dat. Pornind de la acest lucru, eu aș putea zice că în copilărie eu am simțit că mă sunt altfel decât alți copii, însă odată cu trecerea la școală, eu am încercat să represez chestiile astea și să spun că nu, este tot ok, cred că alte persoane tot trec prin același lucru și pur și simplu o să-mi treacă cu vârsta. Însă, în perioada de pubertate, eu am înțeles că nu. Corpul meu se dezvoltă într-un fel care deloc nu coincide cu felul în care eu pe mine mă percep și cum aș vrea să fiu perceput. Iar, deja când am început liceul, înainte de a începe liceul, am făcut tranziția socială. Și, de asemenea, deja în primul an de liceu, am început. Medicală, ceea ce presupune deja anumite chestii, cum ar fi hormoni. Am început să mă ocup profesional de alergat și de competiții serioase, odată cu apariția Maratonului din Chișinău 2016. După ce am alergat de maratonul din Chișinău și mi-am demonstrat mie însuși că pot, chiar în aceeași toamnă, în același an, m-am înscris la maratonul de la Budapesta care s-a desfășurat peste o lună de zile după maratonul de la Chișinău și l-am alergat cu succes. Și tot în toamna aia, mai târziu, sfârșit de luna noiembrie, am alergat maratonul în Franța, care se dă startul în orașul Nisa și se alergă până în orașul Cannes, 42 de km. Și l-am alergat și pe acesta. Deci, într-o toamnă, am făcut trei maratoane consecutiv cu diferența între ele de o lună de zile. A alerga distanța de maraton nu este așa de simplu. Cât de pregătit nu ar fi sportivul, energie pentru a parcurge această distanță ajunge pentru primele două ore. Și iată, de fiecare dată, când ajungi la această barieră, unde rămâne ultima treime din distanța de 42 de kilometri, organismul începe a simți că nu mai există energie și el are nevoie de susținere. Și atunci, diferite gânduri apar. Poate nu are sens să prelungesc, să nu mă traumez. Foarte des apar așa idei. Însă, psihologic trebuie să fii pregătit și trebuie să depășești această criză care apare la moment, psihologic. Tata mi-a fost un exemplu și este un exemplu să fiu un bărbat da? și respectiv da, tatăl meu în foarte multe chestii, în toate, practic mi-a susținut mereu și da, era un exemplu. Da. La taic meu există mai multe trăsături care eu le-aș le -aș numi pozitive și în primul rând aș spune despre creativitatea. Taic meu este un pictor. Și așa cum dânsul percepe lumea, da? Eu cumva tot am moștenit acest aspect artistic, da? Îmi place să scriu, chiar și unele poezii am scris. Și, în al doilea rând, sunt principii, da? Deci, eu am fost învățat să-mi dezvolt anumite principii, da? Care depind de realitate, da? Faptul că bărbații au crescut cu stereotipuri, gen nu plânge, și trebuie să răbesc, trebuie să fii bărbat, trebuie să tași și să înainte. Am crescut și eu cu așa tipuri de educație, pentru că eu am fost unicul băiat la părinți, de mai am o soră, dar eram unicul băiat. Și trebuia să fiu, eram educat ca un soldat și respectiv nu trebuie să plâng, nu trebuie să fac mânzuri, toate aceste chestii am trecut și eu prin asta. Asta a făcut mai mult rău, pentru că atunci când eu am avut foarte multe burnout în, în care înțelegeam că nu mai pot, dar am nevoie să merg înainte și să nu mă las bătut și respectiv în mi burnout-ul dura două trei zile și trebuie să mă iau mâin, să merg mai departe. Dar câteodată ai nevoie și simplu, să stai cu tine, să analizezi că mai tu poți să fii slab câteodată, tu ai, tu ai dreptul. Tu nu neapărat trebuie să fii puternic, tu trebuie, nu neapărat să ai opoziție poziție puternică, tu poți să te simți și tu cuprins de cineva, să te simți și tu un pic mai slab în îmbrățișările cuiva. Dar asta nu ne permitem pentru că avem așa educație și asta cred că facem mult rău, pentru că psihologic te simți destul de îngreunat să treci singur prin toate eu cred că nu m-am recăpătat 100% de după bullying de la școală, dat fiind faptul că el s-a început de la, din clasa 1 până în clasa 12, numai că diferența dintre toate perioadele astea a fost că în timpul liceului, bullying-ul a venit de la profesori. Adică eu aveam relații destul de ok cu colegii mei, ei mă acceptau, eu îi acceptam și era totul bine. Pe noi ne uneam solidaritatea împotriva profesorilor. Dar profesorii, da, m-au, aș zice că m-au hrățuit destul de mult la școală și sunt multe chestii despre care poate eu nu am spus dar a fost un bullying destul de intensiv și din partea profesorilor și din partea directoarei tot, adică nu, nu aș putea zice că m-a recuperat de uh, 100% după această perioadă traumatizantă. Masculinitatea? E trebuie să aibă aspectul emoțional, da? bărbații trebuie să conecteze cu emoții. Dacă vorbim despre masculinitate, eu cred că statistica arată foarte bine. Da?

Cifrele arată tot. Noi, bărbații de azi, n-am învățat de la bărbații părinții bunii noștri cum, cum ar fi bine să fii, sau ce înseamnă să fii bărbat, da? Sau am, am fost învățați în felul tare greșit. Își povestesc o istorie. Am fost în Valea Morilor și merge un fiu și în spate tată. Și el plânge ceva, s-a întâmplat. Și el așa s-a apropiat și spune, nu, plânge, tu, ești, tu 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 ești bărbat. Și el plânge și el nici nu cuvântul este bărbat, el spunea, bă, 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 nu poate să pronunță, dar el deja e învățat să, să nu plângă. El a avut o emoție care el vrea, care trebuia să fie cumva validată, dar el a fost așa tăiat nu plângi, tu nu ești, tu bărbat, tu nu trebuie să plângi. Și gata. Și asta de la anii 3-2. El abia plimbă, nu, nu poate spune un bărbat. Aveți momente când sunteți slab? Vă simțiți slab și vulnerabil? Bună întrebare. Eu cred că da. De pildă, la înmormântarea părinților, n-am putut să plâng. Nu mi-a curs o lacrimă. În schimb, la nunta fiicilor mele. Am plâns. Paradox, da? Eu mă consider bărbat puternic și fac tot posibil ca nepoții mei să pronunț acest, acest aspect, ca nepoții mei să înțeleagă și să devină și ei așa. Un bărbat trebuie să fie tot timpul puternic. Un bărbat puternic înseamnă în spatele său o familie puternică. Dar într-un stat, familiile puternici constituie statul puternic. Asta este o obligație a fiecărui bărbat să fie puternic. Majoritatea au condiții pentru a fi puternici. Însă, între bărbați, la fel ca și în societate, în natură, mai bine zis, sunt bărbați puternici, sunt bărbați leniși, sunt bărbați care iubește cineva să-l ducă de nas, nu cred că nu e cel mai reușit cuvânt. Bine, sunt bărbați, să spunem așa, bătuți de soartă, care, într-adevăr, nu ar putea să îndeplinească acest rol, dar majoritatea bărbaților pot să fie puternici. Nu trebuie să dorească acest lucru și să muncească mult pentru a fi puternici. Orice bărbat care se consideră că este puternic, trebuie să fie corect. Trebuie să-și îndeplinească toate obligațiunile care își le asumă. Trebuie să fie disciplinat și să ceară ca cei din jurul lui să-l urmeze. Era prima experiență la școală, m-am bătut sau am fost bătut și am venit, am plâns, am venit la mamă, mama a venit, a făcut o gălăgie în școală, adică m-a protejat. Și am venit acasă și tata așa s-a uitat la mine și până acum țin minte, tipa, te trebuia singur să te descurci. Dar sper că tata nu o să vadă acest interviu. Societatea ei ducă, da, sigur. Uh, și ia yeah, și astea chestii tare interne la care noi nu, le-am nu le prelucrat. Adică și aici eu cred că terapia și cum să zice. Da? Pentru că în terapie noi mai mulți chestii Analizăm, începem să înțelegem chestii foarte finuțe și după asta putem să ne dăm seama că când spui unui copil de trei ani nu plânge, ești bărbat, asta o să-l afecteze 20-30 de ani înainte. Și probabil dacă el o să aibă curajul să meargă la terapie, probabil el să prilucra aceste traume. Probabil nu. Și o să rămână cu dânsul acesta, nu plânge, ești bărbat, pe toată viața. Și noi nu conștientizăm cât de tare copiii sunt afectați. Sau fii femeie, tu ești femeie, trebuie să faci curat, curat sau nu știu. Ca să simți cât discriminat e bărbatul, încearcă să divorțează fiind bărbat. Eu nu vorbesc cam de persoană, de cuplu, dar vorbesc de sistem. Tu din start ești privit ca motivul care a dus la divorț, ești din start vinovat, ești din start pus clișeele astea cu tine, da, familia s-a și nu e că Tu te-ai confruntat cu toate astea? Uh, cumva mai puțin, dar multe alte chestii pe urmă care m-am înciocnit cu sistemul și din start eram privit ca, ia ca problemei tu ești. Fără să înțeleagă problemele mele, să mă întrebi, să, cel puțin să discutăm. Tu ai venit aici, stau niște domni, niște bătrâni care ai trecut prin viață în nomenclatura de asta sovietică, tot acolo pe la ministerile astea și ei se uit la tine și hai povestești și te plângi că tu oricum ești vinovat. Dar și alți prieteni mei care s-au ciocnit cu divorțul, cu partajarea drepturilor pentru copil, da, bărbatul din start este privit ca o problemă. Deci tu vii la o instituție să rezolvă o problemă, da, presupunem că tu ai cu... și tu vrei să... Încerci să explici problema ta, deci tu ai ajuns în care e problema și cum de rezolvare, să vine ca un dom de 60+, plus, care de mult trebuie să fie la pensie și... Apoi că trebuie să menții familia. Dragul meu, știi, nu să fie amul și să fie la niscrie și Hai, te-ai în viață. să deci și stă în spatele tău el, pur și simplu. Dar femeile de acolo care stau, doamnele este, care tot deja de mult trebuie să pleacă, să pleci pe la pensie, încă mai rău te privesc. Că a venit masculul ăsta cumva care a terorizat femeile și vine și se Aș putea să încep cu trei avantaje de a fi bărbat. În primul rând, persoanele se uită cu mai multă încredere față de tine. Chiar și dacă nu ești profi în ceva, tu deodată ești bărbat și înseamnă că tu ești mult mai îndemnatic decât femeile a doilea avantaj este faptul că frica de a merge noaptea pe stradă este mai mică decât a femeilor. Și al treilea este faptul că este oarecare solidaritate care nu este așa de vizibilă și poate nu este un concept material, dar într-o oarecare măsură este un fel de concept de solidaritate între alți bărbați și chiar și dacă nu te cunoști bine unul cu altul, cum o să pui în cuvânt, fiindcă sunteți bărbați, dar asta cred că se aplică uneori și la femeie, adică independență de situație. Uh, trei dezavantaje sunt faptul că, în primul rând, societatea așteaptă că tu totdeauna o să fii puternic, nu ai voie să-ți exprimi emoții care nu sunt agresive. Și a treilea dezavantaj, zice, faptul că este o presiune mai mare socială. Spre nefericirea mea, am făcut serviciu militar în cadrul armatei sovietice în Asia Mijlociei o bună parte din uh, timp, în niște condiții foarte și foarte dure și grele. Este vorba de uh, Turkmenistan. După aia am fost uh, trimiși în Afganistan. În Afganistan am participat în lupte. Război adevărat. Și uh, acolo, așa este situația la război. Ori te faci devii puternic și supraviețuiești, ori cei slabi nu supraviețuiesc. Eu m-am întors din Afganistan, colegii mei de clasă erau, nu înțelegeam pur și simplu, erau la un nivel de, să spunem așa, de pregătire de viață mult, mult, mult mai, mai slab. Și posibil că asta și-a fost cauza ca eu Până la momentul de față, prietenii mei care, care i am sunt mai în vârstă ca mine, cu 10, cu 12 ani, cu 8 ani. Din punct de vedere fizic, am devenit mai slab. Am fost rănit, grav rănit. Și consecințele acestor răni le simt și până în ziua de azi. Din punctul ăsta de vedere, da, am fost mai slab fizic. Moral, da. Am avut numai de câștigat și m Și asta rămâne pe viață. Moda este un instrument de a expune personalitatea pe care o ai tu. Pentru că asta haine nu sunt despre tendințe, despre ce este mod acum, cine nu este mod acum. haine sunt despre personalitate și despre cine ești tu ca om. Să observăm chiar și în prezent bărbații merg la cosmetologi, um, au grijă de cum arată, au grijă ce îmbracă, au grijă că vor să arate tânăr și mai mulți nu doar la 30 de la sărit la 60. În noi în Moldova este o tendință, ce o spun alții? E ca și o spun alții, dar alții multe o să și mereu o să spună ceva, dar noi trăim o viață și atunci când înțelegi că tu ai doar o viață pe care trebuie să o trăiești așa cum o vrei tu, tu te eliberezi de la stereotipuri și de la preconcepții sociale. Și studiile în Europa și călătorimile care că le fac mereu mi-au scos din cutiuța că noi trăim pentru cineva. Noi, în primul rând, trăim pentru noi și așa cum vrem noi să trăim. Cât de prezent ești în viața copilului tău? Consider că sunt destul de prezent și al puțin cu sunete, cu întrevederi că el trăiește mai departe, nu chiar zilnic, dar ne vedem foarte des. Dar de asta e suficient? nu, nu e suficient și asta deja de rezultate, fiindcă oricum băietul cum n-ar fi, el are nevoie de tată. Și de mamă e de care are nevoie și de ambii are nevoie, chiar dacă nu trăiesc împreună, cumva trebuie să influențeze ambii dar la o vârstă anumită, cred că de tată și la mult are. Eu am observat după fiul meu când a fost o vârstă, când el era până la 10-11 ani, el era tare apropiat de părinți, cel de mine, că se deschide mai ușor mie. Pe urmă, noi părinți am trecut pe planul 2 și au devenit prieteni pe planul 1. Eu m-am alarmat de chestia asta, nu înțelegem pe urmă unii psiholog și deja mult literatură citită, a explicat că asta e normal, că că se întâmplă așa, prieteni devin pe prim plan și pe urmă el revine înapoi la părinți și băiatul în special la tată. Să fii vulnerabil nu e greșit. Tata meu a trecut pentru o, a, El a avut un, o afacere foarte profitabilă în care câștiga mult, și când se închis exportul în Rusia în 2008, atunci a pierdut foarte mult din afacere și a avut o depresie cum au toți, majoritatea când au în așa caz, au așa depresie și sunt vulnerabili și sunt uh, neputincioși. Dar m-am arătat un exemplu că în așa situație trebuie să fii alături de persoana pe care o iubești și trebuie să o susții și normal să fii vulnerabil, normal să nu vrei să faci nimic, normal să vrei să stai toată ziua în pat, să nu-ți găsești locul tău dar e important să ai oameni care să te susțină. Și atât mama mi-a arătat că în așa situație tu poți fi un sprijin pentru un bărbat fiind femeie. Cu toate că și unele persoane din comunitatea feministă încearcă să aducă mesajul că este ok pentru bărbat să-și arate Emoțiile, Eu, de asemenea, m-am întâlnit cu destul de multe replici din partea persoanelor care se considerau feministe și deschise la minte, cu glume în care bărbatul care plânge este feminizat sau glumele de genul că ele abia așteaptă să strângă în borcan lacrimile bărbaților sau adică mai multe chestii în care deși tu încerci să continui apărarea drepturilor femeilor, tu într-o oarecă măsură ajungi deja în ofensivă în care faci haz de bărbații care au anumite probleme emoționale sau se confruntă cu anumite dificultăți, și atunci bărbații um, instant au reacția de ce eu sunt uh, feminizat din cauza că eu plâng, eu atunci nu o să mai plâng, și asta din nou ajunge la probleme că bărbații devin mai agresivi, probleme cu inima și așa mai departe. Masculinitatea o văd în două feluri, una un pic dus nu în partea cea bună când face abuz de faptul că ești bărbat și alta normală, sănătoasă, când tu știi că ești bărbat, ești o firmă puternică, poți proteja, poți ajuta, poți, poți fi, nu știu, un sprijin pentru cineva, pentru familia ta, pentru oamenii din jur. Adică, dar să fii bărbat, e bine. <laughs> e interesant ce opție. Noi toți trăim într-o bulă, știi, că tu, eu, fiecare noi, avem prieteni, rudi, oameni care interacționăm și ești aproximativ de aceeași mentalitate cu noi. Că noi ne conjurăm cu aceiași oameni. Și când ieși sân din bulă, asta, tu vezi alte persoane total diferite, care încă mă gândesc așa, care încă sunt strani la tine dacă tu gândești diferit sau arăți diferit cumva, tatuarul, cerșelul acolo, părul lung sau... Asta mai este norma, asta în 90. Eu am crescut într, într un oraș mic unde la noi erau pară cartierul în care eu trăiam, erau melomani, rockeri și tot așa, și partea și erau așa numiți gopnici din anii 90. Și eu credeam că chestia asta, lupta asta, încă a rămas, dar la noi încă există. Și fix așa există și cu viziunile asupra masculinității. Îmi place să mă conștientizez dacă eu cunosc și eu cunosc mai multe, da? și vulnerabilitatea aia simt câteodată când, de exemplu, sunt la niște dezbateri sau discuții sau și eu îmi dau seama că ceva nu cunosc în momentul acela. Asta este ca o slăbiciune, dar înțeleg că trebuie să schimb și aici o atitudine pentru că este normal să nu cunosc toate lucrurile la moment. Erau și niște situații în care eu voiam să mă simt mai puternic în clipa aceea, chiar și fizic, da? dar eu am, am, fericire că am frate care e de vârsta mea, frate Geamăn, și respectiv când noi, de exemplu, eram într-o luptă, da, afară, undeva și noi ne luptam împreună, respectiv eram foarte puternici, dat fiind fapt că noi pur și simplu aveam grijă unul de altul dacă eu pățeam ceva foarte neplăcut sau etc., eu nu mă închideam în mine, eu vorbeam deschis și cu fratele meu, și cu tatăl meu, și cu mama mea. Eu niciodată nu înțeles afirmația despre bărbat adevărat. Ce înseamnă bărbat adevărat? Ca pe o familie sau ambii părinți. Și am avut un exemplu foarte frumos de relație într-o familie în care nu era un cap a familiei, în care nu era tata important, mama nu, Ambii erau importanți, tata o respecta foarte mult și o respect mama foarte mult. Și respectiv, pentru mine, de adevărat este, cred că, tatăl meu, care a acceptat, așa cum sunt eu, a acceptat că noi avem fiecare viața lor, că tata m-a ajutat foarte mult, chiar dacă noi cu el de des, pentru că nu ai cum tata cu fiul se ceartă și sunt relații dintre tată și fiu mai tensionate. Dar el m-a ajutat în momente grele când am avut chestia asta. El m-a susținut chiar și în despărțire și mi-a dat niște sfaturi utile. Tot el m-a ajutat să-mi fac reparații în apartament, să-mi construiesc casa, să fac pași importanți în viață. Și respectiv pentru mine asta înseamnă bărbat adevărat, cel care poate să fie responsabil pentru cei care se află în jurul său. Eu cred că o problemă foarte mare care o avem în societate legată de bărbați este stigma, în general, stigma față de a recunoaște că tu ești vulnerabil, că tu tot poți să ai probleme, că tu tot poți să fii hărțuit pe stradă. Și eu cred că atât timp cât noi avem stigma aceasta, ea dă niște rezultate foarte nocive. Începând de la faptul că bărbații se închid și sunt mai agresivi, până la faptul că ei ajung să o moare, să o violeze și așa mai departe. Nu știu dacă ați auzit de acest studiu, dar exemplu persoanele care plâng mai mult au mai puține probleme cu inima. Respectiv de asta mulți bărbați a mor din cauza atacului de cord, și de asemenea mor mai înainte decât femeile, statistic vorbind. Uh, încă o chestie este rata mare de suicid cu succes care o au bărbații și eu cred că presiunea asta foarte mare de a fi bărbat, de a fi puternic, ea este, să spunem așa, destul de nocivă uneori. Prima dată când mie într-adevăr, mi au pus întrebarea cum te simți, Am fost la terapeut. Eu aveam 32 de ani. Prima dată, când eu țin minte, pe mine, într-adevăr, cineva a avut grijă de emoțiile în mine. Eu nu știam cum eu simt. Și iată, la terapie, am început să studiem ce înseamnă emoția X, eu cred că la mulți bărbați fixă și așa E normal să mergi la psiholog când ai nevoie să faci chestia asta. Bărbaților este greu să recunoască că e tot pot fi slabi. Pentru că educația așa ne-a impus. Noi trebuie să fim puternici, nu trebuie să ținem casa și familia în spate și nu trebuie să facem tot și nu putem să arătăm că suntem slabi câteodată. Dar e ok să recunoști că ai nevoie de ajutor, e ok să mergi la psiholog să întrebe careva lucruri care, la care ai nevoie de răspuns, să te aprofundezi în copilărie, să înțelegi de unde apar probleme care le ai în prezent, de ce tu nu poți faci un pas înainte, de ce tu ai nevoie să schimbi careva lucruri în viață, de ce tu ai un comportament toxic în relație și mai departe. Sunt chestii care tu le înțelegi la o consultare, nu doar una, care nevoie mai mult consultare la psiholog, ca să înțelegi de unde se trag toate problemele și cum ele pot fi soluționate. Eu am uh, fumat 17 ani. Eram fumător, fumam câte un pachet de țigări pe zi. Și la un moment dat, m-am gândit, dar pentru ce fac eu lucrul ăsta? Și am zis pentru mine că de mâine nu mai fumez. Lăs fumat. Asta a fost 15 noiembrie 1998. Și atât de atunci până astăzi, eu nu am tras un fum de țigară. Adică, despre ce vorbesc faptele? Că mulți merg la doctor, la psiholog și ajutați-mă să las fumatul. Ajutați-mă să, mă, ajuta mă, mă deparasez de alcool. Și plătesc bani, îi ajută temporar două, trei săptămâni, o lună, două, să abțin și iar încep. Asta vorbesc de slăbiciunea bărbatului trebuie să ai și trăi de caracter. Dacă nu ai tărie de caracter, nu ești bărbat puternic. Eu consider că la psiholog se poate de numai în cazurile critice, când ajunge într-o situație, când gata, nu mai vezi albul, este tot negru în fața ochilor, atunci da. Eu cred că în momentul în care în viața mea se va întâmpla ceva ce eu n-am să pot explica, și n-am să pot controla, eu cu siguranță am să mă duc la un psiholog. Dar păcat este că educația psihologică în școala noi nu avem. Tu mergi la psiholog? Da, am fost de câteva ori. Nu pot să spun că am o experiență tare mare. Am fost, cu câțiva n-am rezonat deloc și după o sesiune n-am vrut să mai vin. Cu cineva am rezonat, dar am mers uh, puțin persoana mi-a spus că să nu mai vin, că e ok, adică problema care tu ai avut, to, -o, to -o poți să gestiona singur și sună-mă când o să mai trebuiască. Și cu, cu copilul a mers cu Vlad, când el a ajuns la vârsta de pubertate, era tare complicat cu el și a mers la o doamnă care m-a ghidat în cătrosul Da, asta e bună treabă, dar

Prijatini, patyrėme, diskutavome ir lamulso suciazė šį dalyką, psichologas egalų su problemomis psichicinki. Jis nesujaisės plik, kad kai tu darysi, tu duši lausomato, kai tu darysi, nežinau, alt stomaco, tu duši la endokrinologo, alos ir neklas, mes duši... Ir kai cu... tu, duš, tu ai problemų su staryte, ante, tu duši lausomato, psichologo. Ir jie kaip vasociazė šį dalyką su psichiatru, žinai, jei tu 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 duši, tu turi problemų su kaptu. Adică, și mai este chestia asta că și înseamnă și singur nu se poate rezolva, nu? Și, și bărbatul ești că te duci <laughs> și te plângi acolo. și mă deranjează faptul că ei nu au fost acolo, ei nu știu cum decurge tot procesul acesta, dar să dau cu părere că, uite, acolo e așa, deci tu te duci acolo. Că te duci acolo să te plângi cu <laughs> o de grame, știi, și discuții de asta bărbatească și se rezolvă. <laughs> Da, bărbații se confruntă cu presiune socială că trebuie să corespundă careva, că cărorva standarde. Dar uh, cum să reacționez la chestia asta? Să accepți că nu poți face totul chiar. Eu am, uh, am un exemplu din viața mea când uh, tu ajungi un moment dat când ești lider de echipă și ești în situația în care tu iei totul spre Eu am să fac asta mai gine, eu pot să fac asta mai gine, să fac, tu nu poți să las fac eu. Și un momentul dat tu treci într-un burnout așa de serios și putere în care tu înțelegi că nu, eu trebuie să deleghez. Și atunci când te înveți a delega careva chestii, tu înțelegi că alții tot pot să o facă și nu poți să faci chiar tot atât singur. Trebuie să dai ta careva tascuri, echipe tale, să dai careva tascuri în familie să se întâmple și nu poți să iei tot ta. Am făcut tot posibilul ca în familie să persiste democrație. N-am închis niciodată gura soției. Tot timpul a avut dreptul la opinii și și-a expus părerea și-a ținut cont de ei. Da, am fost puțin altfel cum Uh, am fost în uh, familie cu părinții. Cea mai uh, vizibilă pentru mine situație, sau cea mai situație care m-a afectat cel mai mult, a fost uh, cu un an în urmă, când uh, am trecut printr-o despărțire cu persoana care mă întâlneam, și asta nu din cauza că noi am dorit să ne despărțim, dar din cauza că. Ea a spus prea multe detalii mamei sale despre felul în care eu sunt și că sunt uh, transgen. Și uh, mama ei a început cu comentarii de gen că asta nu este bărbat adevărat. Uh, nu știu, că tu nu o să poți să ai copii cu el și multe alte chestii inadecvate care nu aș vrea să le expun. Dar în orice caz a fost un fel de, nu a fost un bullying direct, dar au fost foarte multe comentarii ofensatoare care eu le-am primit în adresa mea. Eu am fost într-o relație de 8 ani de zile și noi recent am dispărțit și eu nu mă dispărțeam pentru că aveam neîncredere în sine că mă temeam de singurătate. Și atunci când, atunci când ne-am dispărțit eu am simțit vulnerabil pentru că nu înțelegem ce se întâmplă mai departe, unde am să merg mai departe, am să fiu singur, n-am să fiu singur, am să mă iubesc, am să mă îndrăgostesc sau nu. Și perioada asta de singurătate am trecut-o chiar aproape singur, pentru că aveam nevoie de timp să mă gândesc ce vreau să fac mai departe, să analizez cine sunt acum, cine vreau să devin mai departe. Și așa întrebări cred că mi le-am pus atunci și a fost un moment decisiv când eu am decis să schimb multe chestii. Și așa o după o relație lungă, te face să schimbi multe lucruri în viață, să scapi de chestii care nu mai ai nevoie, să arunci din casă ceea ce nu mai folosești și te eliberezi emoțional de multe chestii. Și când te eliberezi, tu înțelegi că viața merge mai departe și există viitor în continuare. Bine m-a ajutat să trec peste această perioadă, cred că și prietenii mei care au fost alături, dar eu nu pot fi alături non-stop. Eu eram ziua cu prietenii, vinem acasă seara într-o casă mare, singur și mă simțeam așa de neputincioasă când ești într-un spațiu atât de mare, dar ești singur și îți pare că apartamentul tău e așa de mult spațiu, parcă nu ai nevoie de spațiu, tu ai nevoie de așa, o cameruță mică, cum te ascunzi, să nu te vadă nimeni și să nu știi nimeni de tine. Și treci, treci pe această perioadă, nu, nu continui foarte mult, ea trece, începi să deja să ai o viață socială, să ieși la evenimente și cred că jobul m-a ajutat să ies, m-a ajutat mult lucrul, că m-am apucat de lucru, mi am mai departe, mi am la evenimente, m-am cu prietenii și câte un pic, un pic treptat, tu treci peste asta. Astăzi, bărbații, chiar în unele cazuri le fac observații foarte des, la vârsta de 30 de ani trăiesc cu părinții, o trăiesc pe seama părinților la vârsta de 30 de ani, nu au fost capabili să-și creeze o familie și nici nu au de gând să o creeze. Dacă la 30 de ani te căsătorești, ori după 30 de ani, când tu vei avea timp să-ți educi copiii care îi vei avea și să-ți educi nepoții, este un lucru foarte important. Când vei avea 70-80 de ani, ei nu se grăbesc, însă ei își vor da seama despre acest lucru când vor avea 50 de ani. După 50 de ani, vă asigur că o să regrete toți că n-au făcut-o la timp. Problema nu e în chestia asta de a părea slab, în chestia că e pur și simplu nu știu ce se întâmplă cu ei. Că nu poți să identifica emoția, nu poți să validezi, nu poți să o accepti, nu poți să o, -o după, Dar dacă nu știi ce se întâmplă cu tine, cum poți să a să povestești despre asta. Eu cred că bărbații la noi, cumva, într-un fel, cumva, este așa un mini-terapie, să spunem, când e să la bere sau la fotbal sau într-o activitate comună cu alți bărbați. Și asta e fain, asta e tare fain, dar asta e, cred că, superficial. Ar fi bine să avem comunități de bărbați, în care ei se discută, în care ei au diferite, nu știu, instruiri sau terapie comună, nu știu, dar am văzut, sunt, sunt experți în terapie care organizează așa cercuri de bărbați, unde bărbații să-și să exprime emoții și să simtă, să învețe, da, diferite aspecte a masculinității. Admiți că în viitor ar putea fi creată vreo asociație de protecție a drepturilor bărbaților similară ca celor femeilor? Este o chestie destul de interesantă și eu cred că ar fi bine ca bărbații să povestească despre problemele cu care ei se confruntă. Însă aici sunt două argumente destul de importante și faptul că uneori când bărbații încearcă să Vorbească despre problemele lor. Asta este interpretat ca un contraargument la feminism, deși asta nu tot timpul este adevărat. Adică, uneori cu adevărat sunt bărbați care folosesc argumentul de what aboutism, adică faptul că ei aduc alte probleme ale bărbaților, nu ca să rezolve cele femeilor, dar pur și simplu ca să distragă. Există și așa chestie, însă eu cred că bărbații încă au. Problema de a recunoaște că e o problemă. Eu înțeleg că nu are sens să împingi pe cineva în terapie. Pur și simplu nu are sens. Pentru că omul trebuie să ajungă la această decizie. Cum și eu am ajuns, mi-a luat vreo jumătate un an să, să merg la, te, la terapeut, să iau această decizie. Omul trebuie să ajungă și metoda mea e de a povesti despre asta. Eu povestesc despre experiența mea, cum, ce se întâmplă cu mine, cu ce, este, ce este terapie uh, și nu știu dacă cineva a mers, probabil oamenii au mers, dar eu nu știu, dar uh, eu încerc cumva să promovez această idee. Pe mine mă interajează uneori eu uh, încerc să profesez ceva prietenilor să validez emoțiile mele și acestea nu, nu, nu sunt ascultate și într-un fel mi se răspunde nu plânge ceva genul ăsta. Într-un fel, nu cu cuvântul respectiv, dar într-o formă. Uh, și pe mine asta tare mult mai uh, atinge. Psihologul poate fi o soluție în situații de criză? Poate, dar dacă tu vrei ceva să faci, dacă tu pur și simplu te duci acolo să știi de la dâns să-ți dai pastila și care să te bagi în gură și să ieși de acolo altul om, asta nu se întâmplă. Adică el te ghidează undeva, el îți vede frustrările și problemele tale și te ghidează într-o parte, adică dar nu poate lua decizii pentru tine. Cunosc sau, care frecvent, nu sunt mulți, sunt câțiva, doar nu vreau să spun un clișeu toate persoanele care merg frecvent la psiholog, dar am câți cunoștințe îndepărtate, sau au mă cu ei care permanent îmi și doi din ei erau cei mai instabili emoțional oameni. Ei, orice, orice ce se întâmplă, eu mâine am să mă duc și am să discut cu psihologul meu, eu am să mă duc și am să discut cu psihologul meu. Să deja ei nu știu, bolnavicios un pic. Când tu singur nu, pot, nu poți, nu fi responsabil sau faci față la probleme, când te dai atât de total în influență psihologică. Astăzi, femeile, toate îmbracă pantaloni, au uh, locuri de, de, lucru foarte bine plătite, dar mă refer în primul rând la femeile din mediul de afaceri. Așa? Dacă o femeie este reușită și a construit o afacere reușită, evident că bărbatul nu poate să pretinde la bărbat lider în familie dacă el nu poate asigura familia la nivelul cum asigură soția. Într-așa situații bărbații sunt mai slabi și este un lucru normal. Un lucru uh, care trebuie să uh, luat în considerații și merită atenție. Așa bărbați, așa trebuie să fie. Foarte rar eu cunosc cazuri când într-o familie să fie și bărbat puternic și soții care generează venituri mari și afaceri mari. E, nu cunosc aproape pe nimeni la noi în Chișinău. Cred că chestia asta, că noi suntem care ceva în familie, e prea mult timp s o format, mii, zeci, de ani, ca să se dispară așa ușor. 600 de ani va fi Evident, evident. Și toți mulți oameni vor crede că bărbatul e capul familiei și totuși. Fix așa va fi. Deci presupun că și bărbații vor lua tot, tot decizii vor fi. Poate nu atât de... Ca acum îți ești măsuri, dar oricum vor fi încă în top la religiilor. Noi, cultural, Biblia e creată de bărbați, Coranul e creat de bărbați, alte cărți e creată. E scris, nu că e creat, e creat și e scris pentru bărbați unii. Și religiile încă mult timp au să influențează omenirea, dar religiile sunt create de bărbați. Și Dumnezeu care sunt acolo, tot sunt bărbați, în Dumnezeu, o femeie <laughs> Să fii bărbat în anul 2024 înseamnă să fii responsabil. Responsabilitatea este despre bărbăție, cred că femeile nu sunt responsabile, nu sunt uh, sexist, eu sunt un feminist înrăit și asta promovez peste tot, dar uh, depinde de ce stil de viață la ai. De exemplu, eu sunt foarte liber în gândire și nu mă limitez la careva uh, prejudecăți uh, care se impun la în societate. Și pentru mine cred că nu, are, nu, este complicat să trăiesc în 2024 pentru că am o viață liberă și fac ceea ce vreau eu să fac. Vreau astăzi să-mi fac machiaj, îmi fac machiaj. Vreau mâine să-mi lipesc ceva pe față, să fac chestia asta. Vreau să-mi îmbrac roz, o îmbrac roz. Chiar nu contează pentru mine părerea cuiva. Dar înțeleg că la noi societatea trăiește după părerea cuiva și ceea ce promovez chiar și la lecțiile mele care le fac despre modă, lucrez cu femei, am și chiar și bărbați, clienți care își doresc schimbări, chiar ultimul timp, ultimii ani au început să vină bărbați pentru că își doresc să arăt stilat, își doresc să arăt scump, să... Sunt foarte mulți agenții imobiliari, sunt foarte mulți banchieri cu care lucrez, au oameni din politică și toți vor să arate bine pentru că înțeleg că imaginea lor spune foarte mult despre ei. Și ei vor să transmită imagini de bărbați eleganți, bărbați care se place ce fac. Oamenii dacă știu că eu merg la terapie, de ce s-a întâmplat tot ok? Și asta nu mama mea sau nu știu, oamenii mai în vârstă. oameni Oamenii din, de vârsta mea, tot ok? Da, tot ok. Să mergi la terapie e ok. E, e must, e obligatoriu. Deosebi pentru noi în care noi trăim în această societate.